revenit în bucătăria aici, unde Anes este alături de mine și îi mulțumesc tare mult. Anes, îți spun ce rețetă vreau să-ți pregătesc astăzi. Vă spun și vouă că este o rețetă foarte frumoasă, pentru că e și aspectoasă bine, și, ușor, da, și ușor de făcut. Am aici baghețele de sfeclă, de morcov și de păstârnac, pe care o să le pun în tigaie cu puțin unt și nu orice fel de unt, unt cu verdețuri, pentru că v-am spus eu, verdețurile trebuie să facă parte din meniul nostru zilnic. Și știți de ce? Pentru că ele ajută digestia. Conține enzime de care noi avem nevoie. Și să știți că are și usturoi ăsta, ca să-i dea un gust chiar interesant. Chiar e un unt interesant. Da. Uite, acum îl descoper și eu pentru prima dată spre rușinea mea. Exact. Așa că acest unt îl pun imediat în tigaie și mai am și somon aici, pe care o să-l pun somon alături. Somon sau ton? Arată este, ton. Da. Da, da. Este un lucru, este un lucru foarte... Să știi că mă gândeam și la ton și la somon, dar uite, de data asta punem ton pentru că îl recunosc pentru că îl mănânc constant. Place? Îmi place și este foarte bun într-o dietă. Mai ales când vrei să slăbești câteva kilograme sau și mai multe, nu știu. Și de preferat știu că trebuie să-l alegem pe cel în suc propriu. Așa este. Nu cel în ulei. Nu știu ce alegere ai făcut tu, dar cred că ce trebuie. Este în suc propriu. Uite, am pus baghețelele de legume în untul cu verdețuri și cu usturoi. Le amestec, dacă voi vedeți ce am aici. Sincer, să fiu, nu m-aș fi gândit să tai sfeclă așa ca și cum mănânc cartofi. Să mă păcălesc ca și cum mănânc niște cartofi. Dar să știi că nu doar te păcălești, au un gust foarte bun. Eu de regulă mai fac la cuptor. Da? Da, exact. Uite, foaie de cop. Uite, acum ai o altă variantă și vândem la și cuptor, pe voi. Da, și stropesc așa cu diferite condimente și un strop așa de ulei. Și uite, las un pic să se rumenească și pregătesc patul de rucola pentru acest preparat foarte interesant. Să știți că rucola este bine să o aveți în alimentația voastră pentru că ea ajută digestia. O să folosesc și piper și știți ce mai folosesc? Zeamă de lămâie. Zeamă de lămâie peste. Da. Așa că până când legumele noastre sunt gata, vreau să-mi povestești tu un pic și povestim nu oricum la un pahar de suc de morcov. Cum este sau care este secretul tău acum? Sunt sigură că există cel puțin un secret ca să-ți păstrezi tinerețea și frumusețea. Nu știu dacă este un secret neapărat. Nu am găsit o cale ușoară sau o modalitate prin care să vă spun acum, nu știu, să fie mai simplu, pentru că totul la mine s-a făcut prin muncă. Deci nu am găsit, toate drumurile duc la sport și dietă. Și asta am descoperit de-a lungul timpului, de fapt a fost mai mult o autocunoaștere, am fost atentă la propriul metabolism, propriul, nu știu, propria genetică, ca să spun așa, și drept în mare mare parte m-a și ajutat. Sunt destul de înalt, am unul peste 1,70, așa că atunci când mai pun câteva kilograme nu se vede. Nu, hai să bem sucul de morcov. Sănătate. Sănătate. Introduceți morcov în alimentația voastră pentru că el este o sursă incredibilă de vitamina A, dar să știți că mai are un rol foarte important, acela în care îți păstrează pielea tânără și frumoasă. Asta ok, și ajută la un bronz, acum că tot suntem în miezul verii, ajută la un bronz minunat. Așa este. Mai ales că noi suntem așa, nu știu, și tu la fel, tenul destul de deschis. De deschis. Da, dacă ar fi să ne ducem bronzez înspre carieră, care a fost momentul în care tu ai spus că vrei să te faci sau să devii cântăreață? Momentul cred că a fost cu mult timp în urmă, încât să mă gândesc eu la o carieră. Pur și simplu făceam, cântam și dansam, era ceva jocul copilăriei. Și cred că și mama m-a, probabil că mi-a văzut, nu știu, aptitudinile sau plăcerea mea de a petrece ore în șir cântând prin casă și nu numai, și m-am îndrumat spre zona asta și am făcut lecții de cant, lecții de pian, lecții de mandolină. Deci când toți copiii se jucau pe afară și să știi că nu era moda asta cu a duce copiii la activități extrașcolare atunci când eram eu copil. Însă mama mea cumva a fost, a anticipat, nu știu, vremurile sau poate și o dorință a ei de a
de a realiza probabil din copiii ei, nu știu, să să facă lucruri extraordinare. Exact, să le găsească, nu știu, drum. Să, știi, ca și mamă, cred că mai simplu îți găsești, vezi, observi ce are copilul tău, știi? Și m-a dus în zona asta. Și atunci când toți copiii se jucau pe afară, eu mai stăteam, mai zdrângâneam mandolina, mai... În fine. Și pian la fel. Și acum, iată-mă, după ani și ani, că am îmbrățișat cariera asta și nu-mi pare rău deloc. Deci a fost mai mult un oare vis. Oare asta să fie un secret de a-ți menține tinerețea? Da, făcând ceea ce îți place. Cred da, că asta vedeți? E. Să știți că da. Încercam să te determin pe tine să spui asta, pentru că eu știu că atunci când faci ce-ți place, parcă nu trece timpul, nu îmbătrânești, parcă și... lucrurile știi, pentru că noi transmitem energia aceea celulei, iar ea se încarcă de bine. Exact. Ce mai pot să-ți spun, un lucru extraordinar este că tu zâmbești mai tot timpul. De câte ori te văd eu, ai așa o față zâmbitoare. Sunt optimistă și sunt destul de tolerantă și încerc să nu pun presiune, inclusiv pe mine, și atunci nu pun presiune nici pe cei din jur și lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, că sunt bine, că sunt rău, că odată e sus, că odată e jos. Deci accept chestia asta, valurile astea ale vieții și nu mă mai lupt cu nimic. Am avut perioade în care eram atât de focusată, nu vedeam, deci aveam, cum se spune, ochelari de cal, știi? Și nu mă mai bucuram ce în dreapta și în stânga, însă cu timpul a ajuns și la un fel de epuizare și trebuie să-ți dai momente de relaxare și să te bucuri și de viață și de ce îți mai oferă viața pe lângă, știi? Cu toate că meseria noastră înseamnă a cânta, a dansa, a fi tot timpul, nu știu, înconjurat de oameni frumoși, optimiști, asta nu înseamnă că nu depui efort, știi? Și chestia asta m-a ținut totuși verde, ca să spun așa, ca rucola ta, cel puțin pe interior. Dar am și făcut, am făcut sacrificii în sensul că dacă am simțit că îmi place un aliment, că în general și mie îmi plac toate alimentele care îngrașă, nu știu cum, îmi plac carbohidrații, deci îmi și atunci ai mâncat cu... Și atunci am făcut, da, ce îmi plăcea mai mult, nu mai cumpăram, exact. Eu nu am acasă sertarul de dulciuri, nu gătesc dulciuri și încep să-mi educ gustul, să-mi placă chestiile sănătoase, pentru că nu-mi place de mine când sunt grăsuță. Super, legumele mele sunt gata, așa că le adaug pe acest platou pe care am pus rucola. Și vă îndemn și pe voi să încercați acest preparat, pentru că este foarte ușor de făcut, foarte gustos, o să-mi dați dreptate când o să-l pregătiți și da, așa este, este și foarte ușor digerabil. Și iar hrănitor, acum, adică are toate ingredientele. Așa este, iar uite, acum o să pun așa tonul aici. Arată foarte bine. Vai, ce bine miroase aici la noi dacă folosiți cum am folosit eu untul ăsta cu mirodenii și usturoi, nu? Se simte, se da. Simte. Se simte. Ia uite ce bine camera. Arată. O să pun un pic de lămâie ca să potențeze gustul, dar și pentru că lămâia are vitamina C care ajută la absorpția de vitamine pe care le conțin toate ingredientele pe care eu le-am pus. Acum o să pun și un pic de piper și cam asta este ce am pregătit eu astăzi. Ia uite super. Ce bine arată. Asta e minunat. Că să nu stăm foarte mult în bucătărie. Preparatele nu trebuie să fie gătite în mult timp. Ele trebuie făcute repede, pentru că uite, legumele, așa cum le-am făcut eu, își păstrează din proprietăți. Trebuie doar să tăiați baghețele de sfeclă, de morcov, de păstârnac, așa cum am eu aici. Să le puneți un pic în tigaie cu unt aromatizat cu usturoi și verdețuri. Deliciu! Și cel mai important lucru, să aveți o stare de bine când gătiți, așa cum o am eu acum alături de tine, Anes, și îți mulțumesc tare mult. Și mai am o întrebare pentru tine, dacă ar fi să ne spui o... Nu știu, o întâmplare a ta care te-a determinat să mergi în direcția asta, pentru că știi, noi fiecare în carieră avem momente importante când poate spunem stop sau din potrivă ne dau un impuls să mergem mai departe. Cum spuneam și mai devreme, am fost
din totdeauna, nu știu cum, cred că instinctiv, atentă la ceea ce simt și nu la ceea ce gândesc în mod special. Pentru că atunci când treci lucrurile prin filtrul rațiunii, s-ar putea să nu iei decizia cea mai bună, deși poate părea că este invers. Eu întotdeauna am fost atentă la ceea ce simt, la ceea ce îmi transmite corpul meu și atunci am continuat. Pentru că știam că lucrul ăsta mă face fericită și îmi dă împlinire și așa pot să transmit și eu mai departe. Bucurie, fericită, fericire și practic ăsta este și sensul, să ai o meserie, să faci ceva care să ai ajute pe ceilalți. Adică nu, indiferent ce loc de muncă ai avea, te poți duce crispat, stresat, că atunci vei transmite același lucru. Și este important, da, este important, așa cum spunea Anes, să treceți prin filtrul sufletului, nu prin filtrul minții, lucrurile care vi se întâmplă. Și cum reușești tu să păstrezi echilibru între viața personală și profesională? Că și aici este un challenge. Am avut un sfat, uite, pentru cei care poate vor să se apuce de muzică. Este greu să găsești echilibru în general în viață. Este ca mersul pe sârmă. Mai cazi, mai ridici. Important e de câte ori te ridici. Iar în viața personală, probabil că cu aceeași, nu știu... toleranță, răbdare, iubire, cred că ajungi să găsești liniște. Adică fiecare ce își dorește. Eu și în viața mea personală mi-am dorit foarte multă liniște. Un partener care să mă liniștească, să-mi dea pace când vin acasă și eu la rândul lui să fac același lucru. Deci nu mi-am dorit stres și atunci cred că fix pentru lucrul ăsta am luptat, gen luptat între ghilimele, adică sunt ceva să am o stare de bine, pentru starea de bine. Și atunci când îți dorești stare de bine și nici tu o creezi stare de bine ca și femeie, în primul rând, cred că nu are cum să nu-ți iasă. Noi femeile avem un rol foarte important, acela în care trebuie să creăm armonie și echilibru în viața de familie. Și să știți că lucrul acesta, din punctul meu de vedere, poți să-l faci atunci când încerci, uite, de exemplu, când pregătești mâncarea, să implici și pe cei din familie, pentru că în felul acesta nici tu nu te simți foarte obosită și pe ei cumva îi determini, mai ales pe copii, determini să înțeleagă că uite, mâncarea asta e pregătită așa și sunt mai cumva mai dornici să guste din ceea ce prepară ei și așa poate că creați cumva echilibru în familie. Inclusiv mâncarea este, ai dreptate, este energie și așa că... Da, trebuie să-i dăm o energie bună. Da. Îți mulțumim tare mult că ai fost la noi în emisiune. Am un cadou pentru tine. Produse pentru îngrijirea părului și ce pot să vă spun este că pentru mine a fost o bucurie să o am pe Anes în emisiune. Asemenea. Și asta pentru că, așa cum vă spuneam la început, ea are un stil, o energie bună a ei, care o degajă în jur. Să știți că energia degajată în jur depinde de ce ai tu în sufletul tău, iar eu nu te întreb ce ai în sufletul tău, pentru că se vede, ai doar bine. Și muzică, foarte multă muzică. Și dacă vorbim de mâncare sănătoasă, trebuie să avem pe un fundal de muzică bună. Așa cum vă invit pe Anes Music, este canalul meu de YouTube, unde acolo am găsit toată muzica pe care am lăsat-o în ultimii 20 de ani. Doamne, au trecut ani ca vântul, dar eu sunt sigură că pentru fiecare dintre voi, amintirile rămân, iar amintirea mea de atunci de mult este tot așa, cu o fată frumoasă, cu energie foarte bună, așa cum e și astăzi. Ascultați pe YouTube muzica pe care Anes o creează cu mare bucurie și eu vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine și invitații mei. Încercați și voi rețeta asta, credeți-mă că este delicioasă și firesc vă aștept și săptămâna viitoare la canal de la 9:45, Sport, Dietă și o Vedetă, astăzi cu Anes. Drag! Mulțumesc, Anes! O vară minunată! Și vouă! La revedere!